Este Biblia o producție a spiritului uman? Cine a compilat-o? Pe ce criterii? Ce cărți au fost omise sau proscrise? Întrebările acestea, care vizează canonul Bibliei, cer un răspuns. Astăzi ne vom ocupa de canonul Noului Testament. Din 2003, de când Codul lui Da Vinci a împânzit lumea cu 40 de milioane de exemplare, o rumoare a devenit foarte populară, anume că Biblia nu-i decât o șarlatanie, opera ocultată a lui Constantin cel Mare cu ocazia sinodului de la Nicea anul 325. O astfel de acuzație cere o descindere în istoria primară a creștinismului. În primele secole, pe lângă cele 27 de cărți ale Noului Testament, mai existau peste 50 de evanghelii, 22 de fapte ale apostolilor, 18 epistole diverse, 11 apocalipse și nenumărate alte hagiografii de tot felul. Era limpede pentru conducătorii bisericii că era nevoie de un filtru bazat pe criterii obiective prin care să discearnă autenticul de fals. Începând cu sfârșitul secolului I, părinții apostolici, adică cei care au cunoscut personal pe apostoli, au ajuns în mod independent să identifice scrierile inspirate după următoarele 4 criterii. Primul și cel mai important. Conținutul să corespundă doctrinal cu învățăturile Vechiului Testament recunoscute deja de însuși Iisus ca fiind inspirate de Dumnezeu. 2. Documentul să fi fost scris în primul secol. 3. Autorul să fi fost un apostol sau cel puțin un ucenic apropiat al unui apostol. Și 4. Documentul să găsească recunoaștere universală pe tot întinsul creștinătății. Și în acest fel, manuscrisele s-au împărțit în 4 categorii. A. Categoria homologumena, adică omologate. Acestea erau cărțile care n-au fost niciodată puse la îndoială și au primit acceptare universală. B. Categoria amfibalomena. Cărțile disputate aici și acolo în anumite zone. Deși corecte doctrinal, existau oarecare dubii cu privire la identitatea autorului. C. Categoria pseude. Deși bune, nu corespundeau criteriilor canonicității. Și categoria apocrifa, lucrări clar eretice. Procesul de separare n-a fost coordonat de vreun for. El opera încă din secolul I. În anul 95, la numai câțiva ani de la încheierea cărților Noului Testament, Clement din Roma citează pasaje din 3 evanghelii și câteva epistole. Deja în secolul II, scrierile patristice citează din 20 de cărți, din totalul de 27 de cărți ale Noului Testament. La începutul secolului III, prin anul 225, cărturarul creștin Origene din Alexandria, călător prin Egipt, Asia Mică, Grecia și Roma, listează cărțile universale recunoscute de biserici, și anume exact cele 27 de cărți ale Noului Testament, fără omisiuni și fără adăugiri. Și aceasta se întâmpla cu 100 de ani înainte de sinodul de la Nicea. Canonizări regionale au avut loc la sinodele din Laodiceea, Hiporegius și Cartagina. Atunci însă nu s-a votat nimic, ci doar s-a reconfirmat autoritatea pe care Biserica Universală o atribuia celor 27 de cărți nou-testamentale de la apariția lor. Surpriza este că la incriminatul sinod de la Nicea, anul 325, care a fost și primul sinod ecumenic, nu s-a discutat absolut nimic despre canonul Bibliei, pentru că acesta era deja îmbrățișat de comunitatea creștină în aceeași formă pe care avem noi astăzi. Agenda sinodului cuprindea 20 de canoane emise. Ele tratau erezia lui Arie, câteva prevederi administrative,
dar nu veți găsi nimic despre Biblie. Și atunci, de unde vine rumoarea care împânzește mapamondul? Anume că împăratul Constantin și clica lui de episcop venali au măsluit un canon convenabil intereselor lor. Sinodicon Vetus, un manuscris îndoielnic din secolul al IX-lea, redă anecdota că episcopii ar fi pus pe altar o grămadă de cărți după care ar fi strigat la Dumnezeu să le aranjeze în mod miraculos, și anume pe cele autentice să le pună deasupra, iar falsurile să le lase dedesubt. Plecând de aici, Voltaire reia anecdota cu modificări, că episcopii puneau cărțile pe altar, cele care cădeau erau lepădate, iar cele care rămâneau urmau să constituie canonul. Ciudat este că astfel de povestioare cu sute coață albă au mai multă credibilitate în rândul mulțimilor decât faptele istorice. Dacă vrei să afli mai multe informații, inclusiv despre cărțile apocrife, le găsești mai jos, în descrierea acestui video. În episodul viitor, te invit să descoperim dacă manuscrisele biblice sunt corupte. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat imediat ce postăm un nou video.